Sigur că ce s-a întâmplat la ultimile alegeri deschide un orizont de speranță, care să devenise palid înainte de alegeri și avea chiar fisuri care creau oarecare panică. Pe de altă parte, un orizont de speranță e un orizont de așteptare, nu e o garanție că lucrurile se vor reface. Și, în general, e mult mai ușor să faci praf o țară decât să o pui iar pe picioare. E mai complicat, durează mai mult și vine pe un fundal de precaritate pe care e foarte greu să-l compensezi rapid. Și asta are efecte electorale până la urmă, fiindcă dacă ai un timp scurt la dispoziție și un handicap mare pentru a reveni la normalitate, atunci e mereu riscant să te trezești că lumea e dezamăgită. Eu sper să avem răbdarea și rezonabilitatea de a aștepta bine așezați ceea ce urmează să se întâmple. Pe de altă parte, aș vrea să spun un lucru. Cândva după Marea Schimbare din 1989, mi-aduc aminte că Adam Michnic a fost întrebat care e marea lui speranță după această schimbare. Și el a spus, vreau să reușesc în sfârșit să mă plictisesc. Pentru că noi constat că în ultimii ani, în ultimii mulți ani, am pierdut sensul lucrurilor importante. De dimineață până seara nu se vorbește decât de X, de Y, după scena politică, de politică, de partide, de opoziție. Dom'le, într-o țară în care lucrurile merg, asta nu e o temă de fiecare minut. Politicienii, nu că nu sunt importanți, dar politicienii sunt, miniștri și ăștia, etimologic vorbind, niște slujitori. Dacă își fac bine treaba, nu îi pândești după colț și le arăți cu degetul unde n-au șters praful. În general, politica bună e o politică care se face eficace, discret și fără tapaj. La noi tapajul a înlocuit înfăptuirea. La noi caftul uneori de periferie între interlocutori a înlocuit construcția, analiza, soluția și așa mai departe.